despre prezența noastră la Sibiu. Eu deocamdată am venit, am înțeles că echipa nu prea s-a antrenat de o săptămână. Am venit, am preluat cu Cezar o săptămână până facem auditul și să vedem datoriile cu cei prin jurul clubului și după aia, dacă e totul ok, după aia se preia. Eu nu pot să vorbesc în numele finanțatorului, eu vorbesc în numele meu, ce aparține mie, adică staful tehnic și jucătorii, pot să vă mă întrebați și vă răspund. Da. Restul nu e treaba mea. Suporteri în stradă la Sibiu și că a fost o mobilizare destul de mare. La un dat spuneau cine va prelua sau va salva voința, va deveni un erou al Sibiului. Aveți o miză destul de mare. Cum? Să fiu eu erou, adică să fiu noi erou al Sibiului. Sibiu e un oraș potent, e un oraș frumos, e un oraș care vin 6-10 mii de spectatori. Unde dacă vă uitați în țară, nu știu dacă vin, sunt echipe în prima ligă care au 3-400 de suporteri. Deci este un oraș potențial care trebuie exploatat. Așa, n-ați avut vreo întrevedere? Eu v-am spus, eu mă ocup. Eu... Potențial viitor antrenor. Domnul Joiță, este în Sibiu? Eu n-am ce să negociez. Eu am venit aici, am spus că pe mine mă interesează să reușesc să fac, să intrăm în prima ligă. Jucător, cunoașteți locul? Am mai văzut la antrenament, cunosc, normal. Dacă vin undeva, mă informez, plus cu ce putem să mai venim. Eu sper să dăm primul și în primul rând totul cu timp de bun, așa și cu domnul Joiță, ce discuția să fac. Dacă ne uităm la situația în care este Sibiu, în primul rând trebuie să facem o echipă. Și după putem să vorbim de obiectiv. Obiectivul meu, dacă am venit, vă dați seama, n-am venit aici să stau în legată. Că de repede e posibil să... Vedem ce e aici, cum sunt băieții. O să urmeze să facem niște testări. După aia... Și după aia vedem ce avem nevoie, unde avem nevoie. Normal că o să dacă vrem performanță, trebuie să și aducem. Îți pare situația tehnică, adică partea sportivă? Sunt condiții? Sunt condiții, sunt destul de bune. Dar oricum, dacă vrem să facem performanță, trebuie să îmbunătățim și chestia asta. Municipalitatea a fost oarecum reticentă în ceea ce privește susținerea până la un moment dat, până când a intrat în Liga 1. Cum credeți acum că veți beneficia de suport sau dacă s-a discutat de un suport din partea municipalității pentru a putea să supraviețuiți până... Am dat, am discutat, avem susținere în plus, este foarte important. Și după aia mai vedem domnul Joiță să se pune de acord cu domnul Mișan. Asta e treaba lor, eu treaba mea, eu deja am început, chiar dacă se face peste 8 zile sau 10 zile, fac muncă patriotică, o săptămână nu contează și după aia putem să ne apucăm de treabă serios. Nu sunt eu măsură să știu câte șanse mai sunt să rămână echipa, cum v-am mai spus, este un prim pas, să vedem zile următoare ce urmează. Nu, am avut o scurtă ședință cu Marius Lungu, în care ne-a anunțat că avem astăzi antrenament, după cum vedeți, nimic mai mult, încă nu se știe absolut nimic. Poftim? Cu domnul Cezar Zanfir. Nu mai știu. Nu știm nimic. Domnul Hâmbășan, nu știu, 2-3 săptămâni, cred că n-am mai vorbit. Cu schema de antrenament, nu pot să... N-am nicio părere, ce să nu ne mai entuziasmăm la nimic. La ce a fost aici vara asta, așteptăm să vedem ce urmează. E bine că ne antrenăm măcar. Și așa nu făceam nimic, stăteam acasă toți. Bănuim că dacă ne-au chemat la antrenament, o să mergem la meci. Dar nu ne-au fi chemat ca să ne menținem condiția fizică. Așa, spun că au discuții, sunt spre rezolvare, mai multe noi nu vă putem spune.